Cuvintele prorocului Mihea, adresate poporului lui Israel, cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului, răspundem atât prin cuvinte, dar mai ales prin faptele iubirii milostive, de care orice om aflat în suferință, în sărăcie și în singurătate are nevoie. Mai ales copiii nevinovați, care suferă mai mult decât adulții în fața acestor probleme. Sensibilizați de lipsurile și greutățile societății contemporane și mai ales încurajați și sprijiniți de bunii noștri enoriași ai parohiei Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanța, am poposit astăzi la centrul de primire a copiilor cu handicap psihomotor Orizont din Constanța, aducând daruri, constând în alimente, în obiecte de igienă personală și sanitară, de care au atâta nevoie acești copii aflați în dificultate. Pe această cale mulțumim celor care sunt alături de noi în această frumoasă și generoasă inițiativă social-filantropică, Caravana Sfântului Mina, rugând pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate, pace și bucurie și mântuire în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.
vreau să vă urez bun venit în Complexul de Servicii Comunitare Orizont, care se numește așa pentru că este alcătuit din două centre, un centru rezidențial care protejează 67 de beneficiari și un centru de recuperare în care sunt recuperați copiii din familie. În numele tuturor acestor beneficiari care au dizabilități psihomotorii severe, vă mulțumesc pentru gestul dumneavoastră de mare generozitate, ajutându-i cu produse foarte, foarte necesare pentru ei. Vă mulțumim din suflet!